Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Design Perfect. O ediție pe care vă spuneam de săptămâna trecută, abia am așteptat-o, pentru că, din punctul meu de vedere, e cea de la care pornești când îți vine prima întrebare: cine ești? De unde vii? De ce ai ales să vii aici? Asta ca să nu mai te întreb: aoleu, dar de ce am ales eu oare să vin aici? Sau de ce m-am născut în România? Ramona Popescu, ca de obicei, invitata permanentă a emisiunii Design Perfect, e cea care aduce lumină. Încercăm. Bună seara tuturor! Suntem noi, nu vom fi niciodată ce nu putem fi, dar putem oferi câteva idei din ce am primit și noi. Idei. Și repere, asta ca să, vrei. Așa cum spuneam de la începutul acestei călătorii frumoase pe care am conceput-o, ca fiecare dintre noi să ne facem viața mai ușoară, să o luăm ca ceea ce este, ca pe o alegere a noastră și să nu mai privim totul ca pe o fatalitate și să ne acceptăm rolul de co-creator și deja lumea devine mai frumoasă. Da, și viața mai interesantă, mai fascinantă, mai picantă, da, dacă vrei. Și mai plăcută, pentru că înțelegi că atunci când poți să creezi, poți să și decreezi ceea ce nu-ți place sau poți să corectezi erorile pe care le faci. Bun. Trecând peste ideea că am auzit: nu, domne, asta este viața ta, doar e unica, ce mai vorbim noi, tu ești ceea ce ești. Ok, au dovedit alții, dacă mai aveți nevoie de dovezi, e, să spun, Google-ul plin, dacă da, nu cumva enciclopediile pline. Pornim de la ideea că sufletul alege să da, vină aici, da, și acum. Sufletul da, alege sau altcineva? Alege sufletul, în primul rând, pentru că are liber arbitru în orice realitate se găsește, îi se respectă liberul arbitru, dar dacă ar fi să spunem, și dacă sufletul zice: oh, ce bine e pe aici, pe unde sunt, adică în lumile de dincolo, despre care vom vorbi, uite, în emisiunea viitoare, aha, ce se întâmplă când plecăm de aici. Da, întotdeauna. Da. E foarte palpitantă emisiunea, dar deja eu mă duc la emisiunea viitoare. Ce frumos o să fie! Dar stând în lumile de dincolo, da, da, cu o conștiință extinsă, adică accesând și alte vieți pe care le-a avut până acum, și în același timp esența sa divină fiind mai activă decât în mod normal sau mai conștientizată decât în mod normal, toate acestea coroborate conduc la nevoia lui de a se întrupa, de a se reîntrupa. Pentru că prin esența lui, el este destinat evoluției. Creația divină este supusă evoluției, face parte din ADN-ul nostru, face parte din ființa noastră, din tot ceea ce suntem, din esența noastră divină să evoluăm, să vrem să evoluăm. Și oricât de trântori am fi în lumile de dincolo o perioadă de timp, vom vedea ce se întâmplă în lumile de dincolo. Asta ca să încercăm să facem lucruri mai plăcute, că nu e chiar atât de trist și complex și complicat. Cum te duci complex tu acolo, este, dar da, nu este atât de trist pe cât se crede. Da? Și oricât ai sta pe acolo puțin să recuperezi, să-ți revii, să te bucuri de libertatea pe care aici nu o ai, la un moment dat simți nevoia să te duci să corectezi, să mai îmbunătățești, să mai aduci lucruri în plus pe care n-ai reușit în întruparea trecută. Deci da, este decizia ta de a reveni și este esența ta divină din tine care te strigă, the calling, da? Da, chemarea, da, chemarea către evoluție, atâta timp cât încă ai nevoie să revin în realitate fizică, atunci, după o perioadă de timp, te întorci, dar te întorci pentru că vrei, nu pentru că ești obligat. Pentru că vrei să măestrești această realitate ca să poți trece la un nivel superior. Spuneai că între întrupări mai stai, îți mai revii, te pregătești. Ce înseamnă pregătirea asta? Înseamnă multe lucruri. Despre unele dintre ele vom vorbi în emisiunea viitoare. O să înceapă, da? Când vedem ce se întâmplă de fapt în lumile de dincolo. Acum aș vrea să vorbim doar despre ceea ce se întâmplă ce are legătură cu viitoarea întrupare. Viitoarea întrupare înseamnă să ajungi la un anumit nivel, la un anumit punct, după o ședere în lumile de dincolo, între întrupări, în care lumea zice că ești, te odihnești la un loc cu verdeață, să-ți evaluezi mai multe întrupări, nu doar una. Da? Deci îți evaluezi mai multe întrupări, nici măcar pe toate, pentru că te-ar copleși inclusiv de acolo, cu o conștiință extinsă, să-ți cunoști toate întrupările pe care le-ai avut, ci doar cele care sunt, pentru care într-un mod divin și într-o ordine divină ai fi pregătit să, pe care ai fi pregătit să le accesezi cumva de la un nivel cumulat într-o următoare întrupare. Deci îți analizezi un pic niște realizări, niște pe mai multe întrupări, niște erori, niște oportunități ratate prin liberul tău arbitru, prin alegerile tale pe care le-ai făcut. Lucrezi cu anumite conștiințe superioare care te inițiază pe anumite direcții, petreci niște timp în preajma energiilor unor planete care au niște amprente speciale și primești niște teorie pe care să o practici în trupările de pe pământ. Dar cel mai mult, înainte să te întrupezi, cel mai important lucru pe partea de pregătire este o reevaluare. O reevaluare din perspectiva unui lanț de întrupări, nu a ultimei întrupări pe care ai avut-o pe pământ. Există un timp standard? Nu. Nu. Poți să stai. Vorbește de cele 40 de zile. Cele 40 de zile vorbim despre când plecăm de aici. Dar trebuie să ne gândim la un lucru. În lumile de dincolo, pentru că de acolo venim la întrupare, acolo este de fapt casa noastră. Știi că mai spuneam la un moment dat, aici suntem la o școală cu internat. Acolo este casa noastră. Timpul și spațiul sunt percepute diferit. Să nu încercăm să apreciem timpul, cel puțin, de acolo, luând în considerare pe cel de aici, pentru că ne-am înșelat amarnic. Știu că trișez un pic, dar lasă-mă să o fac. Când pleacă cineva drag, te gândești la el și te tot gândești ani în șir, timp în care el ar putea să se fi întors deja într-o altă întrupere. Nu atât de repede. Nu vorbim de ani? Nu, vorbim de zeci de ani. Pentru ei sunt o nimica toată, pentru noi înseamnă mult. Pentru că, de fapt, întrebarea era, există iar legenda că sufletele plecate vor să se întoarcă cumva în viața ta. Vor să se întoarcă, dar vom vorbi mai mult săptămâna viitoare, dar nu se pot întoarce atât de simplu pe cât ar vrea ele. Unele mai scapă, dacă vrei, și pleacă foarte repede înapoi, pentru că vom vedea astăzi că nu e ușor să vii. Adică este o întreagă pregătire pentru venirea ta. Venirea ta, de fiecare venire pe care o ai pe planeta Pământ, aduce foarte multe conștiințe la un loc să lucreze pentru tine și cu tine, pentru ca totul să fie perfect din punct de vedere divin. Ești foarte mult ajutat. Ești foarte mult ajutat în sensul acesta de, să le spunem, inteligențe superioare, care vin din toate categoriile. Unele dintre ele sunt specializate, pentru că noi când venim, ai văzut, omul se întreabă în prezent, ceea ce e minunat, pentru că îți arată dimensiunea 4, omul începe să-și amintească, să-și dea seama că e mai mult decât știa el și credea el. Oamenii încep să întrebe care e scopul venirii mele pe pământ. Și ei cred că printr-o frază li se răspunde la întrebarea aceasta. Fals, e simpatică ideea aceasta, dar nu e așa. Îți propui foarte multe lucruri diferite atunci când vii la o întrupare. De exemplu, ia în considerare aspecte karmice. Vrei să echilibrezi karmic lucruri. Când mă refer la karmă, nu mă refer la ceva rău. Karma înseamnă să suporți consecințele acțiunilor tale. Și atunci putem vorbi despre o karmă bună și o karmă mai puțin bună, dar nu înseamnă numai ceva rău. Însă, hai să spunem că atunci când vorbim despre aspecte karmice, îți propui ca în viața care urmează să echilibrezi karmic niște relații pe care le ai cu alte suflete, că tot mă întrebai tu săptămâna trecută cum venim noi în gașcă, în grup și așa mai departe. Da? Bun. Pentru că din colaborarea pe pământ se pot naște anumite dezechilibre. Pentru că noi suntem mai limitați din punct de vedere al conștientizării a ceea ce suntem. Și atunci poți determina dezechilibre karmice. Iar tu, la întrupare, înainte de întrupare, îți propui să rezolvi o parte dintre ele. Da? Deci cine crede că își poate rezolva toate, își poate echilibra toate aspectele karmice, e un simpatic, dar copleșii să vii cu toate dezechilibrele pe care tu le-ai adunat de-a lungul tuturor întrupărilor tale într-o singură viață. Dar nu mai și rezolvi? Ba da, dar tu nu uita că pe lângă cele cu care vii de rezolvat mai creezi și tu unele noi. Și așa, abia când încep să intri în dimensiunea 4... Asta mi se pare ca un credit nesfârșit la bancă. Nu, nu, abia când încep să intri în dimensiunea 4 și încep să mai înțelegi niște legi spirituale, începi să micșorezi numărul dezechilibrelor karmice pe care le faci în timpul vieții. Se arde karma datorită înțelepciunii. Înțelepciunea arde karma. Poți să echilibrezi mai ușor aspecte karmice din trecut și ți este foarte greu să mai determini unele noi, neplăcute, într-un mod conștient. Okay. Da? Și ai, de exemplu, lorzii karmici. Lorzii karmei din Consiliul Karmic sunt niște ființe mărețe care sunt răspunzătoare de tot ce înseamnă karma la nivel planetar, la nivelul planetei Pământ, pentru umanitatea care există pe planeta Pământ, pentru fiecare suflet întrupat. Deci ei se vor, dacă vrei, alinia la Consiliul Karmic. Deci ei sunt înțelepții care vor sfătui și vor ajuta un suflet înainte să vină la întrupare să pună ca obiect, să-și aleagă obiectivele care țin de karmă. Și aici vorbim despre karma planetară. Deci fiecare suflet care vine la întrupare își asumă din diferite tipuri de karmă. Îmi asum un pic din karma planetară, îmi asum un pic din karma țării în care mă voi naște, pentru că nimic nu e întâmplător, să decide totul până la cel mai mic detaliu, vom reveni pe asta. Adică nu e un blestem, tu ai ales. Da. Okay. Și pentru că am ales să vin în România, văd ce pot să fac pentru România karmic, da? În măsura în care pot, adică nu mai mult decât pot. Adică da? Nu sunt eu. După aceea, familia în care vin, okay, neamurile din spatele, da? Familiei, ce pot să rezolv karmic pe parte de neam, deci ei și de acolo, vom vorbi și despre faptul că ne alegem părinții, da? Rasa pe care vii. Ai rasa neagră și tu ești decis să fii femeie, vom vorbi și despre asta și îți poți asuma să rezolvi niște, dacă vrei, niște dezechilibre karmice pe partea aceasta. Da? Deci, pot să-ți povestesc eu din workshop-ul de feminitate cam ce a putut să iasă, de ce alegem să fim femei și este incredibil. Da, deci vreau să spun că pe tot ce înseamnă karmă, ai specialiști lorzii karmei. Știi cum? Întrebarea vine, dar de ce trebuie creată această karmă? Și nu era... Adică de ce trebuie să bușim ca după aia să facem la loc? Aici nu e vorba de a... Nu e corect pusă întrebarea asta. Și spun și de ce. Pentru că karma are legătură cu liberul arbitru. Tu înveți să alegi. Și ca să înveți să alegi, o parte din procesul de învățare presupune să înțelegi și consecințele alegerilor tale. Ok, copilul cade înainte să învață să meargă. E multă înțelepciune în spatele karmei. Foarte multă înțelepciune. Deci pentru nu e masochism. Nu, nu este. Este o modalitate de a înțelege unde, cum să corectezi lucruri. Într-adevăr, poate să pară o nedreptate când ești în dimensiunea 3, când tu faci o acțiune în această viață și repercursiunile vin pe 3 vieți. Da. Mai preia și el ca să ți le mai rezolve, da? Dar și tu, că și tu trebuie să-ți rezolvi din ele, da? Peste 3 vieți și n-au nicio legătură unele cu altele, tu nu poți să le înțelegi. Dar în dimensiunea 4, de aceea o binecuvântare, încep să conștientizez foarte mult și de cele mai multe ori, ceea ce creezi acum, alegerile pe care le faci, se întorc imediat înapoi. Nu mai ești lăsat să creezi karmă în plus și atunci poți să vezi legăturile dintre ceea ce emiți, că este cuvânt, că este gând, că este acțiune și ce vine înapoi. Iar aici vă rog, urmăriți copiii, așa, nu știu, eu am văzut de pe la 10 ani în jos, la ei se poate vedea imediat, cel puțin la Vanessa, în secunda în care spune ceva bodogăne sau zice ceva rău de noi, în secunda următoare se împiedică. Vine înapoi, da, cumva, da, pentru că vine același tip de energie. Deci aici avem lorzii karmici, da? Deci pe parte de tot ce îmi propun eu din punct de vedere karmic, eu ca suflet, vin niște înțelepți care sunt tot cunoscători în ceea ce privește karma și vor ști să organizeze în așa fel încât aspecte pe care tu le poți rezolva, care să nu te copleșească și care să se împletească cu alt lucru. Vor lucra cu maestrii Akasha. Akasha este memoria sufletului tău, de când existi ca individualitate până când nu mai existi ca individualitate. Și există un maestru Akasha care îți cunoaște toată istoria sufletului, de când existi tu ca suflet. Și el desemnează învățători Akasha care vor fi alături de tine pentru diferite lecții pe care tu le-ai de învățat în viitoarea întrupare. Lecții care vin la rând într-o ordine divină, în funcție de cât ești tu de pregătit să le înveți, da? Și ei vor lucra împreună cu lorzii karmei în așa fel încât lucrurile să se întrepătrundă într-un mod divin, care pe noi ne depășește oricum. Și mai ai niște specialiști care te vor ajuta pe tine ca suflet, îți cunosc toată istoria, deci tu știi o parte din istoria ta de întrupări, ei îți cunosc toată istoria și te ajută în tot procesul acesta de a alege și a înțelege ce ai putea tu în funcție de nivelul tău la care ești în momentul de dinaintea întrupării să faci cât mai bine în următoarea întrupare. Când vorbim de lorzii karmei și tot și de lorzi Akasha, pentru că și acolo avem niște lorzi. Vorbim de energie, adică nu înseamnă că ei sunt de 10 ori mai mult decât noi. Sunt niște conștiințe superioare care nu au experiențele noastre. Deci ei nu au trecut prin experiențe ca noi. Ei sunt creați pentru a organiza anumite zone energetice care au un anumit specific. Pentru că creația divină are niște efecte secundare sau are nevoie de un suport, dacă vrei. Da? În momentul în care creezi niște suflete care au un liber arbitru, creezi o memorie, stochezi informația respectivă, tot ce se emite de către sufletul respectiv, stochezi toate faptele lor, da? Urmărești consecințele acțiunilor lor, aplici niște principii care pun tot mecanismul creației divine în mișcare, într-un mod care să nu distrugă creația. Tu îți dai seama că acum poate să fie oameni care se uită și zic, dar de unde? Dacă eu nu l-am văzut pe lordul ăsta al karmei, el nu există sau nu l-am simțit sau în fine. Da, nu are cum să-l vadă. Ce am avea nevoie acum de aceste informații? De ce am avea că nu, bunicii noștri au trăit bine mersi fără să știe că există nici lorzi Akasha? De ce acum? Da. Pentru că acum încep să accesez din ce în ce mai mult lumile subtile. Suntem expuși în diferite feluri la informații referitoare la lumile subtile și când ai o grămadă de informații din toate direcțiile, ai nevoie de o ordine, dacă vrei, o înțelegere simplă măcar, la cel mai simplu nivel, a ceea ce se întâmplă în spatele scenei, cum ar veni. Încep să-ți amintești tu, prin experiențele tale directe, lucruri pe care nu mai ai nevoie să ți le explice alții. Poți să simți că rezonezi cu unele, cu altele, pe altele le respingi, pe altele le lași la o parte temporar, dar încep să spui multe întrebări. De aceea, cunoașterea aceasta a fost dintotdeauna la dispoziția omenirii. Important e să fie omenirea pregătită pentru ea. Cât crezi că va dura până vor ajunge și în școli? Probabil mai multe generații. Știi, mă uitam, am fost la Ateneu, oricum e fascinant, și mă uitam sus, sunt scrise diverse arte / științe. Dacă toate științele ar fi la școală și era și astrologia și astronomia și înțelegerea comunicării și, în fine, nu le rețin pe toate, ar fi fabulos, era deja acolo o deschidere și vorbim de anul 1888. Întotdeauna a fost. Da. Întotdeauna a fost. Dar noi vorbim de mase. Până acum a fost accesat de grupuri restrânse. da? Acum, de inițiați. Vorbim la acum vorbim de oameni, deci orice om este pregătit la un anumit nivel să acceseze o anumită informație. Okay. Și spuneam că avem tot felul de tipuri de călăuze. Avem, de exemplu, maestri înălțați sau ascensionați, care au experiența întrupărilor pe pământ și care te ajută pe linia evoluției tale spre înălțare, spre a ieși din acest ciclu de reîntrupări obligatoriu pentru tine, ca să maestrești această realitate, pentru a fi pregătit pentru cele următoare, nu pentru că e o pedapsă. Da? Și ei vor analiza împreună cu tine ca suflet cât poți să mai înaintezi tu pe calea evoluției tale conștiente. Conștiente. Aha, și ne întoarcem la liberul arbitru. Și da, da, deci tot împreună, totul se întâmplă împreună cu sufletul și cu aspectele tale superioare divine. Deci nimeni nu vine să-ți impună ceva. Okay. Este o continuă consiliere. Și ne alegem obiectivele. Și alegi obiective. După aceea mai ești ajutat, de exemplu, să îți stabilești obiective prin care să ajuți pe alții. Ce pot eu să fac pentru țara mea? Ce pot eu să fac pentru satul meu? Ce pot eu să fac dintr-o anumită perspectivă? Și aici acestea se revăd cât de cât în meseriile pe care le avem de-a lungul vieții. Da? Deci cum ne punem în slujba altora? Poți să alegi să ajuți regatul animalelor și să faci o asociație de caritate, să mergi în Kenya, să știu eu, știi? Deci poți să oferi suport la nivel planetar lucrând ca, nu știu, pe protecția mediului sau poți să faci foarte multe lucruri pentru alții. Asta este o altă clasă de obiective care nu ține de lecții, da? Ține de a te pune în slujba celuilalt. Și câștigi puncte? Și avansezi pe calea evoluției tale. Te apropii de a măestri această realitate. Sunt foarte multe obiective cumulate. Deci ai o carte atâta în care colaborezi cu înțelepți foarte specializați, fiecare pe bucățica lui, da? Care te consiliază în așa fel încât totul să fie perfect pe bucățica aceea, după care ei fac acel mix în așa fel încât lucrurile niciodată, nimic nu este întâmplător, da? Totul se pune ca un adevărat mecanism în mișcare și stabilești, să spunem, toate obiectivele. Cam câte? Multe, depinde, că sunt pe multe bucățele, știi? Pe ce am de făcut pentru mine personal, pe ce lecții am de învățat, pe ce am de rezolvat karmic, pe ce pot să fac pentru alții, pe ce conștientizări mai am eu de făcut pe calea, nu știu, evoluției mele, pe ce practică să mai fac, că eu am teorie, dar nu am practică, da? De exemplu, uite, să mai dau un exemplu. Tu îți propui să ajuți oamenii pe vindecări. Da? Prin vindecări. Bun. Și tu, în alte vremuri, în alte civilizații, ai lucrat cu energii vindecătoare. Hai să spunem că foarte mulți au studiat Reiki. Da? Da. Tu ai studiat deja Reiki în alte vremuri. Ai practicat și stai și te gândești ca suflet împreună cu celelalte înțelepciuni sau ceilalți înțelepți care știu istoria ta. Păi dacă vreau să fiu eficient, trec peste. Hai să aduc acea cunoaștere, mă duc la un curs în această întrupare, dar de fapt eu am acea cunoaștere, accesez foarte ușor Reiki și mă pun imediat în slujba altora prin această energie. Este un exemplu, îți dau doar un exemplu pe partea asta, știi? Asta e unul foarte simplu. Și stabilești obiectivele. Perfect. După aceea? După aceea, există o creație, o linie de creație divină, Elohim, așa se numește, dătător de formă, care ea imaginează, ca să fie totul simplu, e mult mai complex, dar ca să fie așa ca o poveste, da? Este acea parte din creația divină care materializează, manifestă, este arhitectul a tot ceea ce materializăm în această realitate, dar și în alte realități. Este un Elohim. Imaginează-ți că fiecare om are un Elohim al lui, fiecare suflet, care ia cartea aceea și zice așa, ca o poveste, da? Simplist, adică că dacă putem să intrăm și în detalii, dar n-ar avea sens. Nu, să știi că mă gândeam acum, da, dacă am putea la un moment dat să facem un, știi, un mind map din ala, apropo de fiecare suflet, cam câte... Dacă am putea. Desenez, dacă mi-l... Și se uită. Deci ți-ai propus să rezolvi asta karmic, deci asta ți-ai putut așa, asta, așa, ok. Deci, în ce părinți păștea? Vom vedea și cum îți alegi părinții, da? Deci păștea ți alegi, ăștia ce neam, karmă, ok. Deci corpul tău fizic, suflet, okay, care urmează, va arăta în așa fel încât să oglindească nivelul de evoluție al conștiinței tale și obiectivele pe care ți le-ai propus. Și atunci, tu vei lua de pe genă tot ce te ajută ca să-ți atingi obiectivele. Dacă ai nevoie pentru a te deschide către spiritualitate în viața aceasta, să ai o problemă fizică, atingem un... da, preiei frumos și pe neam și avem predispoziții genetice și așa mai departe. Există alte probleme care nu țin neapărat de natură fizică, care se tot perindă din generație în generație, da? Le preiei și pe alea. Dacă ai nevoie să ajuți omenirea dând un exemplu, te vei naște cu o problemă, nu știu, te naști fără picioare, te naști cu o problemă pe care tu ți-ai propus să o folosești, deși ți-asumi o greutate a vieții pe care o vei avea, dar ca să te dai exemplu ca învingător. Da? Deci, nimic din ceea ce este corpul tău nu este în afara obiectivelor pe care tu ți le-ai propus. Este o informație, cred că, extrem de importantă pentru părinți, ca să nu-și piardă ușor mințile în secunda în care copiii care se nasc, da, au. Poți să vrei să vii să arăți iubire necondiționată. Ca să arăți iubire necondiționată pe pământ, este foarte greu. Pentru că iubirea necondiționată o atingi în tărâmurile superioare, vom vorbi despre asta. Noi doar exersăm diferite tipuri de iubire condiționată pentru a putea să înțelegem într-un final dincolo, când suntem la alt nivel, nu din lumile de dincolo, ce înseamnă de fapt să ai practica condiționalității pentru a atinge necondiționatul, dacă vrei. Și atunci tu, ca suflet, poți să-ți propui, în ceea ce oferi omenirii, să arăți un exemplu de iubire necondiționată și vii cu o boală care te ține la pat, care n-ai mental, n-ai nimic, ai decât emisie de iubire. Și pentru părinte poate să pară un dezastru, un chin. Iar tu, ca suflet înalt, înțelept, să fi venit onorat să poți să faci asta și să te asiguri că un mental care ar funcționa normal nu te-ar încurca să arăți asta. Deci, orice, nu există pedeapsă pentru părinți. Există decât o înțelepciune superioară care ține de sufletul care alege să întrupeze, nu de deciziile părinților, da, ci de sufletul respectiv și care face parte din obiectivele sale divine, pe care și le stabilește oricum la fiecare întrupare, indiferent cine va fi părinte în fiecare întrupare. Dar corpul fizic este o oglindire a obiectivelor și a nivelului de conștiință pe care le ai. Doar corpul fizic, acum gândul meu s-a dus, mai ales că suntem parteneri în campania aceea, spun eu, pentru părinții de copii cu autism, de valul de autism, care e încă neînțeles până la urmă. Că nu vorbim de o boală, ci vorbim de o alegere, de o atitudine, de o comunicare pe care sufletul respectiv încearcă să o dea. Și de asemenea este vorba de o ușoară neadaptare la energiile planetei noastre, pentru că din ce în ce mai multe suflete înalte accesează planeta noastră și nu au o armonizare. De aici și o interiorizare profundă, pentru că, din câte știu eu despre autism, nu sunt un specialist, dar autismul reprezintă un dezinteres total față de mediul exterior ție. Deci atât de în interior și încât e nevoie de ajutor ca să te poți deschide, măcar la un nivel minimum de acceptabil, pentru a putea să existi în această societate, nu în realitate, că în realitate poți să existi, da. Și în societate atunci ai nevoie de puțin ajutor. Ceea ce asta se face și cu ajutorul acestei campanii, însă toți cei care se apropie de un copil diagnosticat de noi ca fiind autist simte același lucru, deci o energie incredibilă. Da, aici am ajuns la copii și vreau să spun că sufletul își alege părinții. Deci copiii nu vin când vor părinții. Au fost atât de multe cazuri în care s-au încercat atât de multe tratamente pentru că vroiau atunci, acum, că, nu știu, din fete motive, că ceasul biologic, că acum, că nu știu de ce. Și copilul oricum venea. Dacă era să vină, venea când vroia el și de obicei când se relaxau ei. Și, adică liberul arbitru al părinților nu există? Nu, pentru că aici nu e vorba de părinți, aici e vorba de sosirea unui copil. Okay. Și când vorbim despre sosirea unui copil, vorbim despre alegerea unui suflet, de fapt, să se reîntrupeze și dacă am vorbit până acum de un întreg mecanism din spate, trebuie să mai adăugăm un mecanism care ia în considerare sufletele care vor fi părinți, cu tot istoricul lor și cu cele mai adică sufletul când își alege părinții, le cunoaște deja traiectoria cea mai probabilă pe care și-au pus-o și ei, deși le cunoaște obiectivele. Okay. Da? Pentru că el, și nu el personal, că și el ar fi copleșit, inteligențele care le ajută. Pentru că acești părinți au rolul de a oferi suport lui în ceea ce și-a propus el să facă. De exemplu, dacă el are nevoie să învețe lecția curajului, va veni cu niște părinți care creează mari probleme. În așa fel încât el să fie determinat să capete curaj de a înfrunta greutățile vieții. Vedem copii cu viață grea de mici. Îți dau doar un exemplu, da? Deci undeva în spatele tuturor situațiilor acestea dezechilibrate, care par dezechilibrate, este o înțelepciune superioară și acel suflet a ales exact părinții ăia, pentru că acei părinți nu se vor ocupa de el și el va avea, îți mai dau un exemplu, tot ca o paranteză, copiii care sunt dați spre adopție. Deci un suflet care își alege doi părinți, deci nu o să fie surprins ce mi-ați făcut, m-ați dat spre adopție și eu care v-am ales, nu, el își asumă 4 neamuri. Înseamnă că își asumă 2 rânduri de părinți, părinții biologici și o a doua serie de părinți, da? Care, deci preia mai mult, dacă vrei, decât unul normal, dar nu este o surpriză. Și în tărâmurile superioare îi va iubi și va respecta acele suflete care au ales să-l creeze în așa fel încât el să poată să vină la întrupare. Poți să mai ating un alt subiect extrem de delicat? Pentru că e o oglindă cu pierderile de sarcine, avorturile. Religia, în general, condamnă și o face pe femeie să simtă ucigașă și în toate felurile. Și în perspectiva asta, sufletul, mă rog, dacă apucă să coboare, știe ce va urma? Da. Și vom vorbi și despre acest lucru. Deci nimic nu este întâmplător. Nimeni din jurul tău nu are puterea să modifice ceva în realitatea ta, în afară de tine. Poate să pară că, dar nu. De la cel mai jos nivel, cel din realitatea noastră fizică, ai senzația că unii oameni pot intra oricând în viața ta și pot schimba lucrurile și tu nu ai ce să faci, fals, da? Până la cel mai înalt nivel. Deci ar fi nedrept, ar fi o injustiție divină ca altcineva, și mai ales un suflet limitat, care este în întrupare, să poată să modifice un întreg mecanism în care lucrează atât de multe conștiințe înalte, pentru că nu știu ce, a avut o zi mai proastă. Da, să dăm așa un exemplu micuț. Nu, deci ei își aleg părinții, da? Își aleg părinții, își aleg data nașterii, nu există naștere prematură. Pentru că la data nașterii, aștrii, planetele sunt așezate, aliniate și ele în concordanță cu ce este în acel volum de obiective care să ofere suport ca energii dincolo de cele planetare copilului, nu copilului, că nu vorbim despre copii, vorbim despre suflete, da? Că un copil poate să fie un suflet extrem inclusiv de înalt. Cezariana? Nu contează. Deci astea sunt detalii. Lucruri importante. Dom'le, dacă fac o cezariană la rece, îi modific copilului astrograma. Nu există, nu ai cum să modifici nimic. Este totul se aranjează în timpul perfect divin pentru ca acel copil să vină. Numele pe care copilul are, are în spate o energie care spune foarte mult despre ceea ce are sufletul respectiv de făcut. Îi se induce părintelui că prin nași, că într-un film, că visează, exact, că visează, că deci nimic nu este întâmplător. Dacă noi avem senzația că putem să modificăm, ar trebui să ne mai gândim o dată la, la asta. Și... spune sufletul coboară. Și vine Elohimul, așa. La el am rămas. Și zice, păi tu o să arăți așa la corp, da? Și o să ai un ochi mai închis un pic, că poate tu în spatele la această situație vei mai învăța niște lucruri despre tine, vei învăța să te iubești mai mult, vei să te accepti, să... Da? Deci nimic nu e întâmplător. Vei arăta cum vei arăta, da? După care sufletul este intrat, este trimis într-o stare de transă, dacă vrei, în care nu mai este conștient nici măcar în planul superior de sine însuși. Okay. Timp în care aceste înțelepciuni, aceste inteligențe programează în subconștient, în ceea ce va fi subconștientul, tot ce e important să se activeze conform cărții lui. Adică ți-ai propus să scapi de frica nu știu care? Păi... o să ai la greu. Da? Uite, o să ai situații, când ajungi pregătit pentru a rezolva frica, se va activa o situație care să-ți aducă înainte experiența o conștientizării că ai o frică. Poate că nu trebuie neapărat să cazi cu avionul ca să capeți o frică de înălțime, știi? Dar tu poate, vrând să mergi cu o prietenă la Cluj și realizând că ai o frică de înălțime, începi să controlezi de unde vine frica asta și cumva indirect să ajungi să mai afli niște lucruri despre tine din trecut, de care nu știai. Îți dau doar un exemplu. Deci nimic nu este întâmplător. Și are loc... vine noaptea și oamenii fac oameni noi, știi cum era? Da? În care este transmis energetic tot ce înseamnă cod, activare de cod genetic, de sămânță cu memoria a ceea ce ai fost înainte, prin acești Elohim, acești arhitecți, care au grijă ca corpul care se va crea să reflecte ceea ce ești tu ca suflet în acel moment, ca evoluție și ce ți-ai propus în viața respectivă, da? Sufletul nu ocupă acel corp. Acel corp este viu, corpul are vitalitatea sa proprie și aici este un alt subiect amplu. Deci el poate, dacă vrei, să existe o perioadă limitată de timp fără a fi locuit de suflet și aici religia face o greșeală și pune egal între corp și suflet. Nu. Deci ceea ce este în pântecul mamei, ceea ce este în pântecul mamei este corpul care urmează să fie locuit de suflet. Sunt foarte multe cazurile, eu am avut experiența aceasta și nu sunt singura, în care sunt percepute sufletele din preajma unei viitoare mame. Inclusiv numele pe care îl vor sufletele respective, sexul pe care îl va avea sufletul respectiv. Da? Și mama nu are nici cea mai vagă idee că va rămâne însărcinată peste 2 ani sau peste 3 ani, deci nici măcar atunci imediat. Deci sufletul dă târcoale, dacă vrei, este prezent, anunță. Există deja oameni în prezent care comunică deja cu sufletele care i-au ales deja să le fie părinți. Și știu că vor avea un copil care se va numi așa și așa mai departe. Deci s-a ajuns inclusiv până la acest, până la acest nivel. Deci cât este în pântec, corpul se dezvoltă armonios. Da? Sufletul poate să-l viziteze, poate să intre, poate să iasă, poate să intre, poate să iasă. Dar nu stă obligatoriu prins de corpul respectiv. Dacă vrei, corpul fără suflet este un corp fără direcție. Da, dar, cum să zic, e ca și cum pornești o mașină, dar nu o conduci. o las să meargă, ea, motorul merge, știi, ea funcționează de fapt, dar nu are direcție, că nu are șoferul. Sufletul dă sens, dacă vrei, corpului, dar corpul poate sta fără suflet o perioadă și până la 3 luni, 4 luni, fără să fie locuit de suflet. Iar în această perioadă, sufletul poate să răzgândească, de exemplu. Stai că m-am răzgândit. Problema este că atunci când te răzgândești, există foarte multe consecințe, în valuri, în valuri. Nu sunt neapărat cele mai dorite, mai ales când ți se creează deja în corp. Dacă vorbesc de a te răzgândi, da? Vreau să-ți mai spun un lucru. Vorbesc ca să fie foarte clar. Între călăuze, pierderile de sarcină? Pierderile de sarcină există și acest motiv. Și acest motiv, că mai există și alte motive. Mai există și motivul conform căruia un suflet este atât de înalt încât nu are nevoie să vină la întrupare din prima. Are nevoie doar să, dacă vrei, să atingă energiile planetei Pământ. Okay. Și atunci stă în preajma unui corp, dar pleacă. Sau nou-născuții, știi, care mor... primele stillborn, luni care de la naștere așa, sau imediat. Da, tocmai din motivul acesta. Deci acel suflet are nevoie de o primă, doar o primă experiență cu energiile telurice și cu experiența a corpului fizic. Nu are nevoie de mai mult. A doua oară probabil că nu o să îi se mai întâmple asta, sau a treia oară. Dar important este să înțelegem că copiii nu ne aparțin nouă, sunt niște suflete foarte înalte, cu multe experiențe, pot fi suflete mai bătrâne decât noi, părinții, care ne aleg din niște motive foarte clare, noi dăm mâna cu ei, în alte vieți ei poate ne-au fost nouă părinți. Noi suntem copii, adică se schimbă, cum să zic, se schimbă rolurile, copilul care vine acum ți-a fost părinte altă dată, sau prieten foarte bun, da? Lucrurile astea se aleg în funcție de experiențe pe care le au sufletele de-a lungul multor vieți și eficiență. Mai ne-am lucrat bine împreună. Vino să-mi fii părinte, pentru că noi ne atingem ușor obiective. Tu știi să apeși și butoanele potrivite și știi? Asta este, întotdeauna există motive foarte clare din spatele, în spatele alegerilor pe care le fac niște suflete pentru părinți, dar nu sunt singuri, adică și acolo au nevoie de ajutor. Pentru că sufletele nu-ți cunosc fie ca părinte, ele de la sine, tot planul tău de viață, să știe că la un moment dat este posibilitatea ca tu să divorțezi, de exemplu, și el să fie doar cu mama sau doar cu tată, sau că tu s-ar putea să pleci și la un moment dat să-l lași orfan și el să aibă nevoie să învețe niște lecții. Astea nu-l surprind la un nivel înalt, de-aia te-a ales pe tine. Tocmai pentru că tu vei pleca imediat cum l-ai născut, de exemplu, alte cazuri, da? Deci nu există un ce ghinion are copilul ăsta, de fapt. Văzut dintr-o perspectivă, încă o dată, superioară. De la nivelul nostru pot părea, sunt niște tragedii. Da, mă întorc la perspectiva mamei. Cum ar putea să naște copilul? Să ceară ajutor? În ce sens? Și în momentul sarcinii, și în momentul mă rog, neplăcute, nedorite, a unei pierderi de sarcini, cum ar putea să comunice cu sufletul respectiv? Chiar și în momentul unui avort, cum ar putea să comunice? În primul rând, să înțeleagă că orice comunicare cu lumile superioare, indiferent dacă sunt lumile de dincolo sau orice altfel de lumi, se face prin a transmite informația în gând, sau scrii. Deci nu trebuie să te duci la cineva care să transmită. A transmite, chiar dacă este cineva plecat dincolo, considerat de noi decedat, da? Vom vorbi despre asta. Sau un maestru, sau un înger, sau călăuzele, îngerii păstori ai cuiva, le adresăm în minte, dacă vrei, sau în scris. Ajung ușor. Unde avem noi problema este în a primi răspunsul. Acolo ni se pare că nu ne descurcăm. Da? Oricum îl primim și pe ăla, dar de multe ori nu-l conștientizăm noi, nu știm cum să-l detectăm în tot ceea ce ni se întâmplă. Deci, pur și simplu, să iau o scrisoare, să iau o hârtie și să scriu o scrisoare, dacă așa simte mai multă implicare decât a transmite exclusiv mental, da? Pentru că atunci stai mult mai concentrat pe energie când scrii litera care exprimă cuvântul, care dă o formă gândului. Ai spus că în timpul sarcinii sufletul poate intra și... Iese, intră, dacă sufletul are nevoie de experiența nașterii, va fi în corp în momentul nașterii, dacă nu are nevoie de experiența aceea, în acea întrupare, va ocupa sufletul, corpul după ce are loc nașterea, de exemplu vorbim la naștere naturală sau nu. Deci unele suflete au experiența nașterii, unele nu o au, tocmai pentru că au ales să ocupe, au considerat că au nevoie sau nu au nevoie de acea experiență și au ocupat corpul înainte sau după momentul efectiv al nașterii. Vei regăsi ambele situații, cu unele traumatizante, altele nimic, blank, nu e, știi? Eu am avut și experiența întoarcerii mele în momentul nașterii, dar da, am simțit la toate cele trei fete, am simțit când a coborât sufletul. Recunosc că nici ne luând în calcul asta cu du-te și vino, eu am vorbit cu ele în continuu. Nu contează dacă sufletul este acolo sau este pe lângă tine. Asta nu contează, oricum el primește informația. Deci nu are importanță să trebuiască să știi dacă ocupă sau nu corpul respectiv. Însă părinții e important să înțeleagă care e rolul lor. Rolul unui părinte este să ajute un suflet să supraviețuiască în realitatea aceasta în primii ani din viață. Să-i dea ABC-ul lecțiile de supraviețuire până învață el să înțeleagă că mănâncă, să învețe să mănânce singur. Asta vreau să zic, ce înseamnă? Deci, că unii spun, domne, supraviețuire înseamnă că să nu plângi la mine că te pocnesc. Trebuie să înveți că... Nu, este primul lucru pe care are părintele de făcut, ăsta este. Apoi să fie gardian al sufletului. Atenție, nu proprietar. Nu a încerca să creadă vreodată că poate să forțeze un suflet să facă ceea ce n-a făcut el vreodată. Să proiecteze asupra lui toate așteptările, toate eșecurile, toate dorințele neîmplinite. Nu. Din punctul de vedere putem să stăm cât de cât liniștiți, pentru că, deși ar putea părea că se întâmplă așa, nu se întâmplă așa. Nu ești lăsat încă o dată. Tu, un alt suflet, se influențează atât de mult, chiar dacă ești părinte pentru sufletul respectiv. Și sunt foarte multe cazuri în care ajungi la o anumită vârstă și te uiți înapoi și vezi că, de fapt, toate au avut un sens. Da. Nimic, absolut nici măcar cele mai grele experiențe nu au fost degeaba. Te-au ajutat cu ceva, deci tu ți le-ai asumat ca suflet înainte de întrupare. Asta dacă vrei să le folosești, dacă nu, ceea ce mi s-a întâmplat și am văzut în jurul meu, lecția aia mai vine odată. Sub altă formă. Da, bineînțeles, deci dacă nu înveți, deci lecția aceea, există acei învățători Akasha care stau cu tine pentru fiecare lecție pe care o ai de învățat și dacă tu înveți lecția aceea în 3 vieți, vei avea acel învățător 3 vieți pe lângă tine ca să te ajute să o înveți. Dacă ai învățat-o într-o jumătate de viață, el se retrage frumos că și-a terminat treaba, el este desemnat doar pentru lecția respectivă și dacă se activează mai departe să treci la o altă lecție, îți vine un alt, maestrul Akasha îți desemnează un alt învățător specializat pe următoarea lecție pe care o ai tu de învățat. Să știi că mai avem foarte puțin. Liberul arbitru. Da. Întreba cineva cum e cu liberul arbitru, cum este cu dreptul copilului de a decide sau ce înseamnă de fapt liber arbitru în tărâmurile superioare. Liber arbitru în tărâmurile superioare înseamnă abilitatea de a... înseamnă că ești considerat... Se consideră că ai discernământ în a face alegere în realitatea aceasta. Aha. Adică tu când te naști, că spunea cineva, da, în fiecare țară, adică există țări în care se consideră că ai discernământ la 21 de ani, în altele la 18, pentru că dacă zici în Africa la 12 ani, depinde. Da, dar tu nu alegi întâmplător o țară. Și se va lua în considerare, deci călăuzele tale vor lua în considerare alegerile tale directe în momentul în care se consideră că ai discernământ în realitatea în care ești întrupat, în țara în care ești născut, în care existi, în care trăiești, pentru că nimic nu e întâmplător. Pentru că tu l-ai ales cu un motiv. Și destinul? Aici este o altă poveste. Destin versus, și o să o zic foarte, foarte scurt, destinul este tot potențialul pe care tu l-ai prins în acea carte cu obiective. toate instrumentele pe care le-ai pus acolo care să te ajute, prin toți înțelepții care au venit cu câte ceva să-ți spună acolo să fii ajutat din trecutul tău și din prezent, da, și din viitor, că între călăuzele tale ai și eul tău viitor, pentru că în realitățile superioare nu există viitor, trecut și prezent. Eu tău viitor este totdeauna odată cu tine. Și da, e un exercițiu extraordinar și de dezvoltare personală, da? Să apelezi la... Și tu îți propui în viața asta ca destin, dar dacă vrei ca linie fixă să ajungi din București în Viena, cum dau tot timpul exemplul ăsta, da. Și ai în cărticică, ai în bagaj tot ce trebuie ca să ajungi la Viena, iar tu când te naști și uiți ce ți-ai propus, faci diferite alegeri. Deci ce alegi tu este dacă să te duci cu trenul la Viena, pe jos, cu mașina, cu avionul, să te oprești la Budapesta, centură, da, de vreo 7 ori. Să te mai oprești prin fiecare țară și vei ajunge la Viena în 5 vieți sau într-o jumătate de viață sau exact când trebuia. Despre asta putem să mai vorbim un pic și săptămâna viitoare, că e important. Deci alegerile o faci cum ajungi la Viena. Ok. Dar tu ai prin destinul tău să ajungi acolo. Tot ceea ce trebuie ca să ajungi acolo. Săptămâna viitoare mi-ai spus că ajungem la lumile de dincolo. Da, o să terminăm un pic partea aceasta și intrăm în lumile de dincolo, să vedem ce se întâmplă și când plecăm de aici, că am văzut ce se întâmplă înainte să venim. Încă o dată spus într-un mod foarte simplu. Schematic, și sunt convinsă că o să ne mai întoarcem și vă așteptăm întrebările și experiențele voastre, prin ce ați trecut, ce ați experimentat. Aș vrea să spui 3 vorbe despre Arhanghelul Mihail și cum îl folosim, înainte să trag eu. Arhanghelul Mihail este, poartă atributul puterii divine, este un protector, este o conștiință superioară care ne ajută să luăm cele mai importante decizii, ne dă curaj când avem de luat decizii importante, ne dă curaj să le luăm și să le urmăm. Da? Nu este doar pe protecție. Este un arhanghel foarte apropiat planetei Pământ, este un arhanghel planetar, pentru că sunt și arhangheli universali, cum este Metatron. El este de nivel planetar, este foarte implicat în evoluția planetei Pământ, și este foarte, foarte săritor. Vei simți când îi ceri ajutorul, cum? În gând, scris, da? Vei simți suportul lui. Iar mesajul lui pentru astăzi este: folosiți-vă imaginația și veți vedea răspunsul. Extraordinar! Extraordinar! Da. Ce ți-e cu imaginația asta? Da. Ce înseamnă să lași ușa deschisă pentru a putea primi o perspectivă superioară, să nu stea mintea să analizeze prea mult și să poată să înțeleagă că e mai mult decât putea să creeze singură. Și rugăciunea este: îți mulțumesc că mi-ai dăruit înțelepciune și creativitate să văd miracolele în moduri noi și neașteptate. Accept și apreciez cu recunoștință și cu grație ajutorul dat mie în această situație, în respectiva situație. Nouă în această seară să cumva să acoperim pe scurt toată problematica cu de unde venim, de ce venim, de ce alegem să ne naștem într-un anumit loc, cu anumiți părinți. Când avem noi nevoie divin, nu când vrea altcineva. În ce fel de corp, în ce fel de circunstanțe, exact cum e cu starea de sănătate pe care o ai, care poate să aibă dincolo de ea, nu poate, întotdeauna are dincolo de ea o înțelepciune divină. Și un cadou la pachet. Ramona, îți mulțumesc încă o dată, așteptăm, cum spuneam, comentariile, întrebările dumneavoastră și pe e-mail, pe designperfect@canal33.ro. Așteptăm săptămâna viitoare cu lumile de dincolo. Rămâneți pe Canal 33, să aveți o seară magică. Seară frumoasă!